Și îmi spune: Dorian, avem o mare problemă. A ajuns, fiți atenți, citez: foarte multă apă pe display-ul nu știu cărui monitor de lumini și de nu știu ce și nu s-a mai aprins. Dar după aceea s-a aprins. Deci s-a stins și s-a aprins. Dânsul mi-a spus, da? Zic, ok, dar eu n-am nicio vină, zic, în primul rând mixerul și toate astea trebuie să fie într-o poziție în care ele să fie ferite, să fie acoperite, etc, etc. Zic, și în al doilea rând, spuneți-mi despre ce este vorba ca să înțeleg. Păi nu e nicio problemă, doar te-am sunat să-ți spunem în caz că se întâmpla sau se întâmplă ceva. Zis și făcut, închidem respectuos telefonul, știți că eu nu sunt genul care să vorbească urât, plecăm mai departe, Jonuțule, plec toate aceste zile, după care ieri aud de la domnișoara care se ocupă de plăți de la Universal de la mine că avem o parte din factura de la concertul de la Alești neîncasată și că au sunat cei din organizarea balului să spună că au o mare problemă, că ei nu pot plăti toată factura și că trebuie să deconteze 800 de lei, bă, 800 de lei, 8 milioane, da? Reparația cauzată de multă apă, probabil câteva picături, care au ajuns pe monitorul omului. Acum, eu n-am o problemă.